pasiunile copiilor. Pentru început vom merge împreună la atelierele Muzeului Olteniei. Acolo, vreme de câteva zile, copiii din 65 de școli și grădinițe au confecționat cele mai frumoase surprize pentru mami și bunici. Totul s-a desfășurat în cadrul Paradei Mărțișoarelor, un eveniment ce a devenit deja tradițional aici, la Muzeul Olteniei. Parada Mărțișoarelor a ajuns la cea de-a 6-a ediție în Bănie. Evenimentul a debutat cu atelierele de creație de la secția de etnografie a Muzeului Olteniei, la care au fost invitați să participe copiii de la mai multe grădinițe și școli craiovene. Micuții au învățat despre originea podoabelor cu șnur alb-roșu de 1 martie, dar și cum să deosebească un mărțișor autentic de un chici. Acțiunea se desfășoară pe două secțiuni. Am luat grădinițele în prima secțiune și școlile generale. Am zis clasele 0-8. Am avut surpriza plăcută să vină și copii de liceu să facă mărțișoare. Noi am împărțit și pe două grupe pentru că am vrut să beneficieze de acest concurs, să zicem, pentru că este o acțiune concurs, cât mai multe școli din Craiova și județul Dolj. Atelierele de creație s-au desfășurat în perioada 25-28 februarie. Copiii au muncit câteva ore bune și au realizat mărțișoare din materiale precum hârtie colorată, mărgele de diferite dimensiuni sau podoabe de fasole. Ce lucrezi astăzi aici? Un fluturaș, am mai făcut o floare. Ai mai făcut o floare? De când cochetezi cu această artă? Nu de mult timp. Care a fost cel mai frumos obiect pe care l-ai făcut tu până acum? Cred că cel de acolo. Care e cel de acolo? Ce ai făcut tu? Floricica aceea? Acasă nu lucrezi? Nu, îi faci, pentru mami ce ai făcut? Ce pregătești lui mami de 8 martie să-i faci cadou? O felicitare cu flori. Mărțișorul ăsta. Din ce ai confecționat tu mărțișorul? Din semințe de dovleac. Așa. Și niște biluțe. Și un sclipici. Și ce e acolo, o floricică? Ce ai făcut? Da, o floricică. Da? Cu un peisaj de vară. Un peisaj. Îți place vara foarte mult? Da, îmi place vara. Îți place vara. Pentru cine ai mai făcut mărțișoare și cu alte ocazii sau cum e prima dată când faci mărțișoare? E prima dată când fac mărțișoare. Și pentru mami te-ai gândit să faci un cadou deosebit acum de 8 martie? Da, asta o să-i dau lui mami. O mărțișor. Un mărțișor, e o inimioară sau ce ai făcut acolo? O inimioară. Pentru cine ai făcut un mărțișor? Pentru mami. Pentru mami? Da. Și vrei să-i faci cadou acum de mărțișor? Da. Da? Cine te-a învățat să decupezi inimioarele alea? Te-au ajutat doamnele? Nu le-am decupat. Tu le-ai decupat? Nu le-am decupat. Dar ce ai făcut? Doamna l-a decupat. Da, și tu doar le-ai lipit, nu? Da. Din ce vrei tu să faci mărțișorul? Din mărgeluțe? Da, mărgeluțe. Și ce mi-ai făcut aici? Văd că ai lipit niște floricele? Da, am lipit. Și cui vrei tu să oferi mărțișoarele? Lui mami. Lui mami? Și ai mai făcut și alte mărțișoare în alți ani lui mami? Da. Da? Cum te cheamă pe tine și câți anișori ai tu? Mă cheamă Ancuța și am 6 ani. Și de la ce grădiniță ești? Sunt Uselian. Ce-ai făcut aici? Nu, asta e a mea. Asta. Ce-ai făcut tu aici? Ce mărțișor ai? Aici am făcut niște strângi și o sămânță de dovleac. Da? Și ce făcui vrei tu să dai acest mărțișor? Lui mami. Mami? Ai mai făcut lui mami și în alți ani mărțișoare? E prima dată când fac. E foarte frumos să știi mărțișorul tău și mami o să-l aprecieze foarte mult. Spune-mi și mie cum te cheamă și de la ce grădiniță ești. Alina și sunt de la grupa mare și grădinița se numește Felix. Ce mărțișor ai realizat tu astăzi și ce ai folosit ca să-l confecționezi? Niște o hârtie, o bucată de pânză, semințe și sclipici. Semințe și sclipici. Ce reprezintă mărțișorul tău? Ne spui și nouă. Am vrut să fac un copățel, dar nu mi-a ieșit bine. Ți-a ieșit foarte bine, doar că mai ai probabil câte ceva, mici retușuri să-i faci, el este foarte frumos. Cui te-ai gândit să-l oferi? Lui mami. Lui mami? O să-i faci lui mami și un cadou special de 8 martie? La ce te-ai gândit? Așa, Robert. La încă un mărțișor, la două mărțișoare. Parada mărțișoarelor se va încheia cu premiera celor mai frumoase mărțișoare confecționate de grădinițele și școlile din Bănie. Timp de o lună, acestea vor fi expuse la secția de etnografie a Muzeului Olteniei.
După ce am văzut ce pot face două mâini din bace, vom intra în sala de pian al Liceului de Artă Marin Sorescu. Aici o vom cunoaște pe Cristina Tomescu, o fetiță care s-a îndrăgostit de pian. Are doar 11 ani, dar s-a îndrăgostit iremediabil de pian. Din clasa 1, de când a atins pentru prima dată clapele, pentru Cristina Tomescu nu există zi în care să nu exerseze. O face din plăcere, nu pentru că așa îi cere doamna profesoară de la Liceul de Artă Marin Sorescu, acolo unde învață, și pentru că muzica este parte a sufletului ei. Nu poate să ne spună mai multe despre pian decât că este cel mai frumos instrument din lume. Hotărât lucru, nu se va despărți niciodată de el. Deși încă micuță, Cristina a câștigat premii la toate concursurile naționale și internaționale la care a participat. De 4 ani fac pian și m-am îndrăgostit de el și am ales pianul deoarece îmi place cum sună și are muzicalitate foarte multă față de alte instrumente. Cât de greu ți este să înveți o partitură? Păi depinde, dacă îți place chiar. Cât de grea o fi, dacă îți place, poți să o înveți foarte ușor. Îți amintești prima melodie pe care ai interpretat-o tu la pian? Îți mai amintești care a fost aceea? Prima melodie, păi, au fost mai multe. În clasa 1 erau mai multe studii dintr-o carte și nu aveau neapărat un nume toate. Dar prima melodie pe care am interpretat-o și am pregătit-o pentru un concurs a fost sonatina numărul 1 de Muzio Clementi. Când ai văzut prima dată o notă muzicală, cum ți s-a părut? Încă nu cunoșteai, nu știai pianul, nu cunoșteai portativele, nu cunoșteai gamele. Cum ți s-a părut acea notă muzicală pe care ai văzut-o tu desenată pe un portativ? Păi, la început, sincer să fiu, semăna cu un bastonaj, m-am gândit așa. După aia am aflat cum se numesc, că e do, după aia re și așa mai departe. De multe ori încerc să fac de două ori pe zi, cam o oră jumate, două ore prima dată, după aia cam tot așa. Exersezi, te relaxezi la pian după ce termin lecțiile pentru română, matematică și alte discipline pe care le mai ai? De obicei le repet la pian înainte pentru că după aceea sunt obosită, sunt mai obosită și prefer să cânt la pian mai întâi. Ai un pian și acasă sau exersezi numai la școală? Și acasă am pian. Când ai primit pianul? A fost un cadou frumos pe care ți l-au făcut părinții? Ți l-ai dorit tu foarte mult sau...? A fost un cadou foarte frumos, deci am așteptat. M-am bucurat când l-am primit. L-am primit în clasa 1. Am participat la destule concursuri la pian. Am participat la primul meu concurs, a fost Margareta Sterian la Buzău, s-a ținut, unde am obținut locul 2. Apoi a urmat Craiova Piano, care s-a ținut aici, în Craiova, la liceu, concurs internațional, unde am obținut la fel locul 2. Și anul trecut am obținut la Olimpiada faza zonală locul 1. Am obținut la același concurs la Craiova Piano, am obținut locul 1. A urmat un concurs destul de mare la Sibiu, care s-a ținut în iulie, vara trecută, la care am obținut mențiune, tot așa, concurs internațional. Daniela Baciu este profesoara care îi îndrumă Cristinei pașii prin tainele muzicii. Este convinsă că peste câțiva ani, fetița sfioasă de la clasa a patra va fi o pianistă celebră. Muncește mult, este serioasă, constantă și, desigur, foarte talentată.
Cristina este preluată de la o altă profesoară, de vreo 2 ani face cu mine, și de când am început să ne cunoaștem și să lucrăm împreună, am constatat că e o fetiță deosebită, foarte receptivă, iubește foarte mult pianul și muncește foarte mult, și de aici și rezultatele pe care le-am avut și eu cu ea. O parte din premii le-a luat cu prima profesoară, care a fost o profesoară tânără, foarte drăguță, și din păcate a plecat de la noi din școală în altă țară să predea pianul, și atunci m-a rugat să o preiau eu pe Cristina, și de atunci, de vreo 2 ani de zile, lucrez cu ea și sunt foarte, foarte încântată de rezultatele ei și felul cum lucrăm, faptul că înțelege foarte repede, este ambițioasă și dacă nu iese ceva pe moment muncește și până la urmă nu se lasă să nu-i iasă pasajul respectiv sau piesa respectivă. Și de multe ori chiar la alegerea pieselor o las un pic și pe ea să-și aleagă ceva ce crede ea, pentru că e foarte matură, și atunci o las să aibă și ea preferințele ei, și dacă sunt destul de bune ca și nivel de pregătire, adică nu sunt peste, chiar facem piesele respective. Cum o vedeți pe Cristina peste ani? O văd o bună pianistă, pentru că este serioasă și nu are suișuri, și cel puțin de 2 ani de zile de când facem împreună pianul, nu are suișuri și coborâșuri. Deocamdată ea este constantă și asta este un lucru care mă face să cred că va iubi până la sfârșit pianul și va alege această meserie, care este foarte grea de solist, instrumentist, dar dacă se face cu o face cu pasiune, nu mai e nimic greu. Care sunt ingredientele succesului unui copil care vrea să urmeze pianul și alege acest instrument, să meargă cu el mai departe, să-l studieze, să-l aprofundeze? Sunt multe de spus aici. În primul rând, trebuie să pornim de la talent. Totuși, un pic de talent trebuie să existe, sau mai mult, mă rog. Și după aceea muncă, foarte multă muncă și dăruire. Și de multe ori e atât de greu și apăsător psihic, încât unii dau senzația că o să clacheze, și atunci de multe ori intervin părinții, profesorii și îl susțin, și de multe ori s-a întâmplat să nu renunțe în cele din urmă. Deci mai sunt și perioade grele când psihicul cedează. De ce? Pentru că muncești foarte mult și după aia îți trebuie o foarte mare tărie de caracter și un psihic foarte puternic ca să pe scenă să învingi emoțiile și să dai tot ce poți. Aici este impactul cu scena mult mai greu și pentru noi și pentru ei. Cristina Tomescu este deja peste nivelul ei de pregătire. În această lună va participa din nou la concursul internațional Craiova Piano, unde va concura cu elevi din clasele a 6-a și a 7-a. Nici micuța pianistă, nici profesoara nu au prea mari emoții. Cristina are pregătirea și determinarea necesare să-i aducă marele premiu, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Sperăm că v-a plăcut călătoria noastră și vă invităm să ne urmăriți și data viitoare în fascinanta lumea copilăriei. La revedere!